Ministrul Muncii și Solidarității Sociale, Marius Budăi, a anunțat astăzi la Iași că vor fi luate măsuri și în această primăvară care să protejeze consumatorii din cauza creșterii prețurilor la energie și gaze. Vă reamintim, de la 1 februarie și până la 31 martie, clienții casnici vor beneficia de compensații unitare în valoare de cel mult 0,291 de lei pe kilowatt în cazul energiei electrice și în valoare de cel mult 40% din valoarea componentei prețului gazelor naturale din contractul de furnizare al clientului beneficiar. De asemenea, se plafonează tarifele pentru clienții non-casnici, excepție fiind clienții non-casnici care au beneficiat de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului numărul 81 din 2019. Astfel, prețul final facturat al energiei electrice se plafonează la cel mult 1 leu pe kilowatt, iar prețul final facturat al gazelor naturale se plafonează la cel mult 0,37 de lei pe kilowatt. Din păcate, evoluția prețurilor în energie a creat un deranj foarte mare din punct de vedere social și suntem extrem de atenți asupra ceea ce se întâmplă cu prețurile din energie și fluctuația foarte mare de la o lună la alta ne face să acționăm pas cu pas. De aia cele ultime două ordonanțe de urgență de care vă spuneam și de aia suntem extrem de atenți la ce se întâmplă și cu siguranță dacă va fi nevoie de intervenția statului și după data de 31 martie 2022, cu siguranță vom reacționa, nu vom sta pasivi. Eu am o credință, cea mai bună protecție socială este crearea unui loc de muncă. Noi suntem acum în situația în care să sprijinim IMM-urile să-și apere locurile de muncă. Ca abia după aia să implementăm măsuri economice să creeze locuri de muncă. Deci pas cu pas, reacție cu reacție.